Dumnezeu dă întotdeauna milă și demonul dă întotdeauna chinuire? Fără nicio tăgadă, răspunsul este da. V-am mai spus-o și o repet și probabil că vom înțelege și când vom înțelege ne va fi mai ușor să-L înțelegem pe Dumnezeu ca Tată. Dumnezeu nu face nicio nedreptate nimănui. Și vei spune atunci, acum femeii, fiicei acestei femei, cum a lăsat-o să fie demonizată, să fie cuprinsă de Duhul cel rău? Nu i-a făcut Dumnezeu vreo nedreptate? A? Nu știm ce a făcut fiica acestei femei. Nu știm ce a făcut ca ea să intre în anturajul demonilor. Pentru că dacă nu stai lângă Dumnezeu, cu siguranță că nu ești acoperit de harul Lui. A venit ploaia și n-ai umbrelă. Au venit duhurile necurate și tu n-ai cu ce te apăra. Că harul Dumnezeu nu e cu tine. Că nu faci voia Lui, nu asculți, nu-L iubești, nu te rogi Lui. Deci nu știm ce a făcut femeia aceasta. Dar până la urmă, fiindcă Dumnezeu dă totdeauna milă și demonul dă totdeauna chinuire, ideea este să fugim de această chinuire a demonului către Dumnezeu, ca să putem scăpa de chinuire, să căpătăm milă de la Dumnezeu.